Vești bune pentru fermierii. Cei care aleg să angajeze tineri până în 40 de ani în fermele lor primesc banii de la stat. Subvențiile se oferă în funcție de nivelul de pregătire al tinerilor. Era nevoie de această formă de sprijin pentru că fermierii sunt stimulați să angajeze tineri în domeniul agricol. Indiferent de gradul lor de școlarizare, există 3 forme de subvenționare. Pentru tinerii angajați cu studii superioare, fermierul primește 1000 de lei pe lună. Pentru cei cu studii medii 750 și pentru cei fără studii din domeniu 500 de lei pe lună. Condiția este ca acești tineri să fie angajați pe durată minimă de un an, iar în fiecare lună fermierul trebuie să aducă revisarul, acea dovadă de la evidența forțelor de muncă, îi are pe acești tineri angajați în luna respectivă și vor primi subvenția prin direcția agricolă. În momentul de față, la nivelul județului Mehedinți, există un singur angajator, să spunem așa, fermier, care are angajați 3. Singurul fermier mehedințean care a aplicat la această subvenție este din comuna Broșteni. Acesta a pus pe picioare o fermă de bovine și o fabrică de brânzeturi.